Sky, iar astăzi o să vă prezint sistemele de GPS prezente pe telefonul mobil și pe tabletă. După cum știți, pe telefonul mobil este prezent acel GPS asistat de către internet, care prin intermediul rețelei de antene de GSM ne ajută să ne poziționăm. Când alegem un sistem de GPS pe care îl plătim pe market sau îl luăm de pe diverse forumuri, trebuie să avem în vedere următoarele lucruri. Acuratețea hărții, care ne poate arăta sau nu prezența unei hărți detaliate, și acel algoritm de căutare a traseului optic. La noi în țară cel mai utilizat este sistemul Google Maps, care este un sistem ce folosește internetul și prezintă următoarele avantaje. Are hărți foarte detaliate, are puncte de interes nenumărate și cu ajutorul internetului putem găsi absolut orice punct pe traseu. Dezavantajul lui este că atunci când îl folosim în străinătate, ne trebuie o conexiune de internet și practic el este limitat. Cel mai folosit sistem în lume este cel de la Google, Google Maps, care are avantajul că este foarte detaliat, are practic toate punctele de interes pe hartă. Harta este updatată în continuu, dar are marele dezavantaj că nu poate fi folosit decât cu o conexiune de internet. Mergeți spre nord-vest pe strada Serii către strada Nicolae Titulescu, apoi virați dreapt. Are și trasee alternative. Putem căuta absolut tot ce ne trebuie. El are de asemenea multe skin-uri, se poate găsi pe forumuri dedicate, nu este în Google Maps, dar se poate găsi dacă îl căutați bine. I Go My Way este preferatul meu, folosește trei feluri de hărți, Top Map, Navtec și Teleatlas. Iată, putem căuta atât locații, atât pe Google Maps, cât și adresa de pe hartă. În locațiilor avem și locații favorite. Putem căuta și coordonatele și un punct pe hartă. Avem practic și trafic online. Putem realiza și capturi de ecran. Putem porni direct în modul navigare. Avem mai multe tipuri de cabină și de afișarea meniurilor. Iată. După cum vă spuneam, este foarte detaliat. Ni se afișează pe hartă tot tipurile de puncte de interes. În București avem și clădiri 3D, avem și busolă. Ne arată practic orice informație ne dorim pe traseu. Putem adăuga și în agendă orice adresă sau la favorite. Ne arată și punctele de avertizare cu camerele de la vederi. Așadar, este un GPS complet. Putem folosi atât modul autoturism, cât și modul de camion și pieton. Dăm drumul la GPS. Putem căuta absolut tot ce ne trebuie. El are de asemenea multe skin-uri,
se poate găsi pe forumuri dedicate, nu este în Google Maps, dar se poate găsi dacă îl căutați bine. Un alt soft foarte bun pentru GPS, Druid, este Navigon. Navigon Europa folosește hărțile Navtec, deși el aparține de Garmin. Din păcate, nu putem uploada hărțile road, cele mai detaliate pentru România în acest moment. El folosește atât deplasarea cu autoturismul, cât și modul pedestru. Ghidarea este foarte bună. Iată, modul pedestru, modul auto. Avem și trasee alternative, trei trasee, de care cel portocaliu este cel mai rapid. Acum virați la dreapta. Un alt soft deosebit de bun este cel al brașovenilor de la Rus City 6, care folosește hărți Tele Atlas, foarte utile. Iată. Putem căuta după istoric, după adrese nouă, puncte de interes, putem căuta adrese de la contacte, putem adăuga la favorite și putem conduce. Start.